rata de infectare la nivelul municipiului Sibiu a ajuns miercuri la 9,81 de cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori, cu 1669 de cazuri active. Este cea mai mare incidență din întreg județul. Localitățile Râul Sadului și Șura Mare au trecut și ele de pragul de 6 la 1000 de locuitori. 11 clase de la școala gimnazială Ion Luca Caragiale din municipiul Sibiu suspendă cursurile față în față. Peste 270 de elevi vor învăța începând de joi vreme de 14 zile în sistem online. Mohamed Lahir este unul dintre sutele de muncitori străini care trăiesc în Sibiu. Este din Sri Lanka și are 24 de ani. Dacă muncitorii români sunt întrebați cum o duc, din văicăreli și nemulțumiri, nu-i scoți. Mohamed și colegii lui spun că aici viața este mult mai bună decât în țara lor, faptul că se adaptează ușor la un ritm mai bun decât cel din țările natale îi face pe antreprenorii sibieni să-i aleagă muncitorii din Sri Lanka, Nepal, Vietnam și Bangladesh. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.